Dacă ești nou pe canal, numele meu este Alexandra și bun venit la un nou clip. În clipul trecut cu tag-ul era întrebarea aceea dacă prefer rujurile roșii sau roz și am ales rozul și un clip după, aici sunt, ruj roșu port. Am ieșit total din zona mea de confort, dar mi s-a părut potrivitoare cu acest look. Și cred că începe să-mi placă să port ruj roșu. Dar să trecem la chestiile mai importante. Astăzi facem un clip cu empties, produse terminate sau gunoaie, cum le spun eu, cum am ajuns eu să strâng gunoaiele. Mama mea este o persoană foarte... care nu suportă lucrurile dacă s-a terminat ceva, să nu fie aruncat. Deci efectiv nu suportă și mereu îmi găsește prin casă lucruri pe care eu le păstrez pentru empties. Și mereu spune, de asta mai ai nevoie? Asta s-a terminat, asta nu arunci? Hai aruncă, dar de ce nu arunci? Da, uite, stai aici, aruncă, aruncă. Mai ai nevoie de asta? Da, de asta, da, de asta, da, de asta, da, de asta. Așa că, mamă, dacă te uiți la acest clip, după ce îl termin, o să mă duc și o să arunc totul la coșul de gunoi. Am toate lucrurile într-o pungie de la Sephora și haideți să începem să nu mai... și așa o să mă lungeți prea mult și haideți să începem. O să începem cu un lucru pentru păr și acesta este această mască de la Garnier Ultra Doux cu honey, cu miere. Și mi-a plăcut foarte mult, de aceea când am terminat-o mi-am cumpărat încă una. Mi-am cumpărat încă una tot de la ei și este acesta Garnier Ultra Doux din noua colecție. Sigur ați văzut și reclamă cu ea. Și îmi place foarte mult, aceasta este cu argilă și camelia ceva, cred că e o floare. Dar haideți să vă zic mai multe despre această mască care am terminat-o, mi-a plăcut, de asta am și recumpărat alta. N-am vrut neapărat să-mi iau pe asta, am zis să încerc alta, dar tot de la ei. Îmi plac foarte mult măștile lor, îmi lasă părul foarte fin, moale și se descălcește mult mai ușor și asta îmi place foarte mult. Asta caut eu practic la o mască pentru părul meu. Mi-a plăcut consistența, am ajuns undeva la o lună jumătate, cred. O folosesc o dată pe săptămână, adică chiar îmi place să o folosesc, nu pot să zic că o folosesc la 2 săptămâni ca să... Și folosesc o cantitate destul de mare înainte, pentru că aveam și părul mai lung, acum folosesc o cantitate un pic mai mică. Următorul lucru pe care l-am terminat este un șampon de păr, Johnson's Baby. Bine, eu nu-l folosesc pentru păr, cum v-am mai spus și într-un clip în care v-am explicat cum îmi spăl eu curăței. Dacă nu l-ați văzut, o să vă las un link pe aici. Am terminat o cutie, o sticlă de asta mare, am folosit-o doar pentru pensulele de față, pensulele de ochi și bureței. Eu consum destul de des, mai ales în perioada asta, pentru că eu machez și fete și atunci îmi trebuie destul de des să îmi refac stocul, dacă chiar m-am mai cumpărat. Înainte de asta să termin pe asta galben, am avut terminat și unul verde, știți că există cu lavandă sau ceva, dar mai mult îmi place ăsta galben. Poate e doar capul meu, dar mi se pare că ăsta curăță un pic mai bine, nu știu de ce, dar mi se pare că ăsta curăță un pic mai bine și nu trebuie să mă strofoc atât de mult, poate acela este un pic mai gentil, mă gândesc, și ăsta fiind cel de bază, cred că poate curăță mai bine. Într-un clip cu favorite, v-am arătat că mi-am luat o lapte de machiant, nu mai știu care favorite, cred că favoritele în martie, unde machiant de la Nivea este acesta și mi-a plăcut foarte mult pentru că este foarte gentil cu pielea, nu te dor ochii, pentru că eu folosesc nu doar pentru față, folosesc și pentru ochi, să îmi demachez ochii, mai ales la eyelinerul folosesc eyelinerul de la Inglot, cel negru, numărul 77, deci îmi place atât de mult de eyelinerul ăla încât știu și ce număr e. Când îl folosim pe cel acela se dă un pic mai greu jos, chiar foarte greu, și atunci am nevoie de ceva super rezistent și atunci am folosit acest lapte de machiant, mi s-a terminat, mi-a plăcut, am vrut să-l recumpăr, chiar am vrut, dar n-am găsit și am luat o versiune a acestui lapte de machiant și toner în același timp. Poate o să-l fac într-un clip nou cu un haul nou, dar de-abia am făcut, mai aștept să mai strângă mai multe produse. Și l-am cumpărat pe acela pentru că pe acela l-am găsit, deși mi-l doream și pe asta pentru că mi se pare un pic mai gentil față de celălalt. Și vreau să mă uit neapărat să văd dacă există alcoolul, există un fel de cetil alcool. Eu sunt genul de persoane care mereu caut alcoolul să văd a câte la ingredient este. Și văd că există alcool, dar undeva mai spre final și într-o denumire, adică nu spre efectiv alcool. Și asta este un lucru bun, de asta nu era nici, nu mă dureau atât de tare ochii. Ne simțeam oarecum, nu o durere mare, doar un disconfort un pic, până când ștergeam tot produsul de la ochi, era prea mult pe ochi și după nu aveam nicio problemă. Dar comparativ cu alte de machiaj, asta a fost foarte bun. Am terminat apa micelară de la Garnier. mă mir și așa, ea era de 400 de mililitri. Eu când am cumpărat-o era o ofertă cu două, deci am primit două, am terminat-o pe una și acum am terminat-o în sfârșit și pe asta. Și o să mai recumpăr, nu, pentru că am găsit de la Nivea un toner, o apă micelară și îmi place foarte mult pentru că în momentul în care am cumpărat-o am zis că hai să caut, să văd dacă câte ingrediente este alcoolul și ca să vezi, nu era deloc, de asta am folosit mai întâi apa acea micelară și mi-a plăcut foarte mult și am zis, hai să văd câte ingrediente este alcoolul și nu era deloc, deci efectiv nu apare punctul alcool în ingrediente, în schimb la aceasta apare și apare printre primele, ceea ce nu îmi place mie foarte mult. Am folosit-o o perioadă, mi-a plăcut cu dischete de machiante, dar am observat că la unele persoane, la unele fete pe care am folosit-o, le irita un pic fața. În haul-ul pe care vi l-am prezentat, cred că acum săptămâna trecută, v-am prezentat că mi-am cumpărat o bază de machiaj de la Embryolisse Light Cream Concentre și vă spuneam că îmi place foarte mult. Bine, ea era deja un pic consumată pe jumătate și acum este terminată de tot, efectiv am scos tot din ea și mi-a plăcut foarte mult. Și pentru chestia asta mi-am comandat de pe Auro și varianta mare, aceasta este de 30 de ml și mi-am luat și varianta de 90 de ml, care aceea este mult mai mare și o să mă ține mult mai bine și pentru că eu folosesc cam la toată lumea pe care o machiez, folosesc această bază pentru că hidratează tenul, mai ales pentru tenul uscat este foarte bună și pentru cel gras, pentru că oricum intră foarte repede în piele și ajută foarte mult fondul de ten să se așeze mult mai bine și să se întindă mai bine și să aibă un aspect mult mai frumos pe ten. Deci această bază o găsiți pe Auro, varianta mică 30 de lei, 45 de lei și varianta mare de 90 de ml sau 75 de ml. O găsiți la prețul de 90 de lei, nu, 75 de ml la prețul de 90 de lei. După 2-3 luni, cred că au trecut de atunci, de când v-am prezentat kitul de la Effaclar 2, cel micuț, am terminat spuma pentru față, gelul Doux încă mai am din el, trebuie să-l folosesc, dar spuma pentru față am terminat-o, cleanserul pentru față l-am terminat și mi-a plăcut foarte mult. Urmează să-mi recumpăr varianta normală, cea mare, pentru că asta este de 50 de ml și am mai primit de la voi mesaje dacă mai există în farmacii. Cred că campania s-a terminat, însă cred că undeva pe la finalul de începutul toamnei campania va reîncepe din nou pentru că cei de la Effaclar mereu au campania asta din 4-3 luni, din 3-4 luni, din nou reapare campania în farmacii, așa că o să stau cu ochii în farmacii și dacă cumva văd că apare din nou și oricum și prin social media se anunță repede și se duce vorba și se află, o să vă anunț când reapare kitul. Este foarte gentil cu pielea, nu usucă pielea, deși trebuie să vedeți cam cum este bine pentru voi să o folosiți de 2 ori pe zi, o dată pe zi. Eu una personală o folosesc o dată pe zi pentru că când o folosesc de 2 ori pe zi usucă un pic pielea și nu prea îmi place aspectul și nici nu este nevoie musai. Eu am folosit-o seara, deci nu dimineața. Seara am folosit-o pentru că dimineața când mă trezeam mă spălam pe față și mi-aplicam o cremă hidratantă, pe când seara îmi curățam tenul după ce mă demacheam și mi se pare mai potrivită să fie folosită seara. Am fost la Sephora și mi-am cumpărat câteva chestii și la final tipa de acolo mi-a pus câteva mostre și am primit această mostră de la ei cu un fond de ten de-a lor, Teint Infusion, este acela cu pipetă și să știți că mi-a plăcut. Mi-a plăcut să-l încerc, nu cred că o să-l cumpăr, deoarece, deși textura lui îmi place foarte mult, este așa lichidă, dar și pudră și mi se pare că pentru un ten uscat nu va mai fi nevoie deloc de pudră și pentru un ten gras la fel este foarte bună pentru că are ține foarte bine sub control uleiul și asta este un lucru bun, cred că toată lumea caută asta la un ten gras. Și doar că el, în varianta lui mare, are, cred că costă undeva la 70 de lei și are doar 25 de mililitri sau 22, pe când un fond de ten normal, standard, are 30 de mililitri, chiar sunt altele care au și 35 de mililitri și asta are 25 de mililitri pentru prețul de 70 de lei, nu știu ce să vă zic. Dar dacă vreți, musai să-l încercați, eu îl recomand, dacă dispuneți de banii aceștia, îl recomand pentru că efectul lui este foarte, foarte interesant și aspectul este foarte frumos, are acoperire medie spre mare, puteți să lucrați cu el, să puneți mai mult și mai mult, să vedeți cum este efectul, așa că dacă vi-l permiteți, eu vi-l recomand. Încă un lucru care l-am mai terminat și pe care eu vi-l recomand ca și bază este o cremă seborreglatoare, purificatoare de la la Gerovital Blanc, cu siguranță o știți, de la Stop Acnei, dar eu o folosesc ca și bază pentru că matifiază foarte bine fața pentru tenul gras, așa că dacă căutați o bază de machiaj care vreți să matifieze fața, ca să o folosiți înainte de fond de ten, eu vă recomand pe aceasta pentru că este accesibilă, are 50 de ml și nu aveți nevoie de foarte mult produs, folosiți, nu știu, 4 boabe de mazăre, cam așa, și ajunge pentru toată fața, pentru că cu siguranță cred că majoritatea persoanelor care au tenul gras l-au în zona T, bărbie, nas, frunte și atunci o să o folosiți doar pe extremitatea din mijloc a feței și va fi destul pentru o perioadă destul de lungă. Mirosul are un miros, nu știu cum să zic, e fresh, cosmetic, să spunem, cosmetic, ăsta e cuvântul. Deci fresh și cosmetic în același timp, dar ține foarte bine sub control sebumul, așa că nu știu cum să zic, un dupe pentru baza de la Embryolisse ar fi aceasta, eu o recomand pentru că este mult mai accesibilă și pe care cred că toată lumea și-o permite. De la Inglot am terminat un Duraline, care mie îmi place foarte mult, l-ați mai văzut în clipurile mele, acest produs. Îmi place foarte mult pentru că îl folosesc în primul rând pentru eyeliner, momentul care se usucă și îl face ca și nou orice eyeliner, cel de la Remix, cel de la Inglot, merge foarte bine cu acest produs. Eu îl folosesc și, ăsta e un tips care vă dau, folosiți acest produs și pentru orice fond de ten ca să-l faceți waterproof. Puneți efectiv doar o picătură în fondul de ten. Înainte să vă aplicați fondul de ten, puneți fondul de ten pe ceva, înainte să vi-l aplicați, puneți o picătură de Duraline în fondul de ten și el va deveni waterproof. Asta este așa ca un tips pentru voi și merge foarte bine chestia asta. Dacă vreți, luați un fard, pudră presat, puneți o picătură de Inglot și vă faceți un eyeliner nou. Adică acest produs are foarte multe întrebuințări și își merită toți banii pentru că oricum cantitatea este destul de mare și pentru o persoană care se machează doar ea, ei va fi de ajuns, nu va avea nevoie de multe sticluțe. Eu, de exemplu, am terminat-o pentru că am folosit-o mai des. Dar pentru o persoană care folosește doar ea, este un produs care își merită toți banii, care îl veți avea mult timp și are întrebuințări multiple. Dacă vreți să fac un clip să vă explic mai în detaliu și să vorbim un pic mai mult cum îl folosesc eu și câte moduri și câte lucruri puteți să faceți cu el, lăsați-mi un comentariu și eu o să fac un clip. Ați mai văzut prin clipurile mele că fac sprâncenele folosesc ca și corector pentru sprâncene în momentul în care vreau să le corectez după ce îmi aplic fardul sau depinde ce folosesc eu. Folosesc acest corector de la Rimmel, Hide the Blemish, și îmi place mult, îl folosesc doar pentru sprâncene. Nu vi-l recomand pentru față să acoperiți petele sau cercările pentru că este un pic cam grosuț, este un pic cam tare și până când se înmoaie durează destul de mult, dar pentru mine, pentru sprâncene unde vreau să fie un pic mai o linie mai evidențiată și mai tare, este foarte bun de să-l folosesc pentru sprâncene în special. Am terminat rimelul acesta, s-a uscat rimelul acesta de la Maybelline, The Colossal Volume Express Mascara, el arată cam așa, aceasta este prința lui, e așa fluffy să spunem. Mi-a plăcut, dar curge câteodată, de bine trebuie să am grijă. Câteodată dacă nu sunt foarte atentă cum aplic rimelul, se mai prind genele între ele. Dar pentru prețul lui, cred că am dat undeva la 20 de lei, este bun. Adică, nu știu, pentru comparația calitate-preț n-am ce să mă plâng. Dacă costa 60 de lei, 70 de lei, da, mă plângeam și am zis că am dat banii degeaba. Dar așa, este un rimel bun, o să-l mai recumpăr, nu, caut altele, folosesc altele. Între timp mi-am găsit un rimel pe care îl iubesc foarte mult, așa că nu o să-l mai recumpăr, dar nici nu-mi pare rău că l-am folosit, să spunem. De la Anastasia Beverly Hills am terminat un creion de sprâncene, un brow wiz. Eu l-am avut în nuanța soft brown. Cei de la Anastasia mi se par printre cei mai buni pentru cosmeticele special făcute pentru sprâncene. Mi-a plăcut, o să-l mai recumpăr, mai am foarte puțin, dar nu, mai am deloc, a rămas fix acolo. Dar mi-a plăcut, o să-l recumpăr, are două capete, aici aveți produsul și aici aveți o perie pentru sprâncene, să le blenduiți foarte bine ca să nu rămână foarte puternice conturate. Și da, mi-a plăcut acest produs. Este destul de scumpicel, trebuie să-l comandați, dar poate nu știați, cei de la Anastasia au site în România care livrează chiar în România. Prețul este destul de mare și există produse și mai ieftine care putem să le comparăm oarecum cu acesta, dar eu o să le recumpăr. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Mama, să știi că mă duc să arunc la coșul de gunoi toate gunoaiele, nu o să le mai găsești. În momentul în care eu îți postez asta, deja o să fie aruncate, așa că sper că o să te bucuri. Așa? Și până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Pa!